Aoleu, sunt tare lumea și v-am regăsit la nou videovlog. Data vreau să vă vorbesc despre, și stai puțin că n-am început intro-ul, vreau să vorbesc despre, da, am început intro-ul. Bun venit, sunt în Spania, vreau la început să vă arăt turul camerei pentru a vă face o surpriză pentru cum arată asta. Deci aici e unde mă filmez eu și unde să mă filmez acum, că o să fie sufrageria, pentru că sufrageria are boxa și se vine mai la distanță. Și asta îmi place. Hai să începem. Păi, începe cu Sfântul PC, o mouse asta care nu are nici fir, mă rog, e wireless, dracu să-l ia. Niște de-astea, să make cigars, că l-a picat. Aici avem cam la toate blocurile sunt așa, deci nu e parchet cum e la noi, deci la noi la București. Un televizor aruncat, bine, nu e aruncat, dar o să fim așa, basa spaniole. Ce am văzut eu înainte să filmez, deci vă spun sincer, ăștia sunt bolnavi la cap, pe bune. Era o femeie care a băgat degetul în fund, unuia, era de asta cu medicale, căcapișat. Aici, pe holul, aici sunt papucii mei, ăștia sunt papucii mei, ăștia, de fapt, ăștia sunt al tata acum, dar ăștia sunt ai mei, că sunt un mare boss. Limbă. Am stat tot de la un hotel, deci în care am stat, hotel, se dracu să ia, cu hotel. Aici ne spune fumar mata, așa, acesta sunt eu, mă rog, ca de obicei mă știți. Aici, de să-mi trapa mi hotelul morții, hotelul morții, holul morții. Deci în locul ăsta mă sperie ce mai tare în noapte, vă spun sincer. Pentru că azi noapte, în loc să visez, să fiu lumea viselor, ce făcea? Era câinele meu, deci vara și unde dorm, adică vă arăt așa pe aia, mai pe Discord. Hei, aici dorm eu. Da? Deci aici, primul rând, aici e patul meu, aici pot să dorm cel mai bine. Și aici s-a pus azi noapte, câinele meu a venit până aici și a început să plângă. Eu m-am speriat, știi cât de, când am auzit că plânge, deci eu cum mă trezesc și când aud un scomot straniu, mi-e frică, nu știu de ce. Hai, de la început. Să vă arăt unde a fost prima mea cameră. Hai că fi. Aici de curățat mizeria și începem cu aici a fost camera mea. Deci aici unde auzeam, stați puțin că vă și arăt. Aici jos e blocul, e mai un etaj unde dau ăștia muzică, unde dansau, unde țipau, unde trânteau fie ai dracu să fiu. Patul. Așa de... Aici dormeam eu, de ce ce camera, e foarte, foarte simplă și fără aer. Aici e Sfântul PC, așa. Aici, uitați, mi-am pus aici monitorul, uitați pe cum arată Vladi Boss. Mă rog, nu să, deci acum nu dau Vlad, dar uite tastatura, sprite-ul. O gumă, nu te aud indiferent ce zice, niște mic așa. Uite, voi așa la cameră vreau cu cine vorbesc, canal va fi descriere. Și hai să trecem mai în camera cealaltă. Așa. Aici e bucătăria. Să stai să aprindă. Aprinde-te tu, becum. Așa, aici e cam puțin dezordine pentru că de a mâncat mai pe fugă. Așa. Mă rog. Total n-a aranjat pe aici, deci o să ne ocupăm mâine. Aici în bucătărie am cam neglijat, dar nu nimic. Aici e coșul de gunoi, aici toate pe bază de butelie aici. Deci în LC, Spania, în general, n-are gaze ca la noi, știți? Și se consumă. Eu am stat aproximativ o oră în baie, deci vă rog frumos. Aici e mașina de spălat, aici e de uscat. Deci aici, prima dată când am văzut, am crezut că e mașina de spălat. Zice, ce dracu mă ăștia sunt handicapați, au pus două mașini de spălat, în care de dracu asta pe degete. Dar nu mai era, știi cum de uscat, se face asta, să pui pe tine. Aici este asta de cervici, de cervici, de cervici, uitați aici, aici e apă murdară. Așa. Așa. Un energizant care pe bune chiar n-are gust, e fără zahăr, deci n-are gust. Deci efectiv chiar n-are tricoul meu. Asta zicem pe aici. Cine știe ce mai observăm pe aici, vă fantomă. Aici e...
paia. Cap aici, aici ne facem noi paie. Așa, asta ale mele. Ce dracu caut asta, îmi fac asta așa. WC-ul, Sfântul WC-ul. Aici am a căzut astea că am pus buretele la staroz. Și da, și îmi pare, și scuzați că am rost, dar ăsta mi-a dat-o, da? Da, dracu. Așa. Iar aici este baia lui Burebista. Pa, așa. Bun, hai să închinez. Vreau lasă că mă sperie. E, aici vreau eu să dorm, de fapt. Uitați-vă și voi ce cameră mică aia. Deci, acum, uitați voi. Cât sunt eu de lungan, zici că sunt la pușcărie aici, deci zici că sunt la Pârnai, la Jilava sunt. Aici un bec, Sfântul Bec, deci se-mi trapa mea, de ce l-a făcut așa de mare? Deci poate să dau cu picioarele în el, deci eu cum mă scol din pat, sunt ca barbaru! Așa. Și camera matrimonială, adică camera mare, e așa. Aici niște dulapul, la fel eu cel, mă rog, cel din umbră. S-a crăpat un pic geamul pentru că s-a făcut curent. Și vreți să să te pregătiți pentru vederea spre ocean? Vedere spre ocean. Uite, deci aici, aici e foarte bun loc pentru parkour, deci vă spun sincer. Deci aici vă puteți cățăra pe aici, de acolo și vă ajungeți pe aici, vă cățăra pe voi pe aici. Deci aici zici că sunteți ca la parkour, pe bun, uitați-vă și în voi. Bă, nici la București mai era altfel, frate, la București vedeai dracu ceva, dar aici vezi mai blocuri. Și ce buși sataniste aia, zici că suntem la, pe vremea când bunica mi-a spălat chiloții cu smântână. Wow, ce vremuri urâte. Așa. Stați puțin, așa, și suntem la etajul 1, stai să vă arăt și sufragerie ca lumea. Deci m-am arătat. Camera mea, aici sunt babele lui Troi. Așa. Bam, bam, bam. Aici e filul de la internet aici, deci aici cu siguranță o să spar capul aici, deci vă spun sincer. Așa sunt niște paie de la pantofi tata. Deci, bă, nebuniște așa, s-a aruncat, vă dati, vă slăbă. Așa, aici, deci, să vă arăt ce aici. Așa, uitați-vă și voi unde suntem. Am ajuns la, uitați, mijlocul. Aici e parcarea. Aici, acolo, un fel de, dracu știe, service, dracu să ia, unde e baia cu roșu și cu aia. Așa. Bă, aici nici nu poți să te sinucizi aici, de sincer să vă fiu. Aici, adică, dacă vrei să te sinucizi, medicul va spune, bă, nu se mai poate, copilul dumneavoastră s-a făcut terci. Dar aici, mai așa asta de trăit. Deci, bă, ăștia, mă, unde se trezesc, mă, la curse, doamne, ce tembel, bă. Așa, și hai să vă mai vorbesc despre ce, despre locul care eu chiar vreau să vorbesc, hai puțin, poate mă văd bine așa. Așa, mă văd foarte bine așa, în cadru. E bine, vreau să vorbesc despre, vreau să vorbesc despre prieteni și despre puterea banului. În primul rând că ideea asta cu prieteni și cu puterea banului, sincer, mi-a venit pe autostradă, mergând și mă zic, ce să aduc nou? Ce să aduc lumii încă să fie mai, ceva mai, să nu zic chiar că sunt chiar așa de, și că eu vreau să fac să râdeți, pentru că de eu sunt YouTuber, eu doar vă amuz și atât tot, deci eu sunt tot timp de treabă, datoria mea să vă amuz, să ne simțim bine, să nu mai fim triști, pentru că de ce să fim triști, viața e frumoasă, o trăim decât o singură dată și e păcat să ne trăim triști. Și așa, asta vorbesc. Deci, unul pentru mine, prietenia înseamnă mai mult decât totul. Deci, prietenii mei înseamnă, credeți-mă că sunt și mamă, și tată, și fiică, și unchi, toate în aceeași școală. Credeți-mă, mă credeți sau nu, dar așa îi consider eu. Pe toți apropiați, toți uniți. Și, pentru mine, cel mai bun prieten al meu, deci cel mai bun am trei. Sunt Nicolas, care m-a ajutat cu mult la greu, credeți-mă că m-a ajutat. De sincer, nu știu dacă aș fi făcut un prieten, nici măcar, sincer, el este cel mai copt la minte, dintre toți de pascaie, credeți-mă, copt. Adică, frate, nu e prost, credeți-mă, e deștept, credeți-mă.
Așa, din Nicolas, Vladi, care și el e super de treabă, deci vă căcați pe voi de râs când, când începe să înjure, să dea cu pumnul tastatură, deci asta. Așa, și Alex. Da? A, mai sunt Laurențiu, mă rog, da, și Laurențiu, mă rog, mai mulți, dar nu stau acum să fac o listă, că am o listă. Bun, eu în primul rând am învățat să-mi fac când am mulți prieteni, pentru că, sincer să fiu, eu sunt prietenos, adică nu sunt, și dracu, da, să se uită la hotel ciudat. Așa, primul rând că eu sunt o persoană care chiar vrea mai mulți prieteni, prietene, sunt în căutare, mă rog. Mai mult prietene. Așa. În fapt, aș putea să zic una. Dar nu vă zic. Vă zic la, decât la momentul potrivit. Bun, nu prea e acum. Așa. Și eu, în primul rând, că nu-mi place să-mi las prietenii la greu. Asta e una dintre chestii mele. Bun, și primul rând că prietenii, sincer, vă ajută foarte mult la greu. E mai bine să aveți prieteni decât să n-aveți bani. Adică, ce vreau să spun este că e bine să aveți și bani, dar să nu vă gândiți tot timpul la bani. Vreau să zic, adică să vă gândiți și la prieteni, pentru că prietenii vă consolează, îți dă idei, îți dă unul idei, îți dă unul așa. E, mă rog, pe asta s-a întâmplat bine prietenia. Prietenia mi se pare o stăță legătură foarte, trebuie să fie foarte unită, asta după părerea mea. Și acum astăzi hai să trecem despre la puterea banului. De data asta o să aduc, cred că o să fie ceva mai dezvoltată. Mintea mea e dezvoltat, dar nu știu cum o să iasă pe viu. Așa. În primul rând că banii. Se spune că banii ochiul dracului. De ce se spune așa? Pentru că banii, în primul rând, că poate să transforme un om în bine sau în rău. Depinde de persoană. Și mai mulți oameni cad în plasa aceasta, plasa banului, o plasă a dracului încălcită. Și când ai crescut în această plasă, este greu să te ridici la suprafață. Și când ai făcut asta, te uiți în urmă și ce vezi? Dezastru. Pulbere, dezamăgire, tristețe. Și pentru ce? Pentru bani? Pentru un dolar? Sincer, eu nu înțeleg pe oamenii cei care au bani mulți. Bun. Banii, să știți că pică pe mâna unor puști, unor oameni, dar mai grav unor puști care n-au minte. Înțelegi? Sincer, dacă aș fi avut bani, m-aș fi îmbunătățit. Adică, mi-aș fi cumpărat haine, mi-aș fi cumpărat mașini, mi-aș îmbunătăți viața mie și a familiei mele, evident. Bine, zicând că aș fi avut bani mulți și aș fi putut ajuta dacă făceam bani din YouTube, să zicem. Și nu vreau să fac bani din YouTube, pentru că, sincer, nici din plăcere nu aș vrea să fac bani din YouTube. Sincer, mie îmi plac să fac YouTube din plăcere. Pentru că, frate, când faci YouTube pentru bani, se vede. Clar, n-ai ce să mai faci. Bun. De exemplu, pasă pe un om important, Băsescu. Voi spuneți că e chior, voi spuneți că e dobitoc, voi spuneți că e prost. Credeți ce vreți, eu nu mă bag. Dar părerea mea este că și Băsescu, ca și toți ceilalți oameni, au căzut în această plasă a puterii politice. Adică ce vreau să vă spun este că dacă ai putere, nu vei mai fi pututos, de nimeni, crezi că nimeni nu asta mai o poate opri sau să te doboare. Nu, greșit. Sincer, dacă ai putere, trebuie să ai un balanț între cele două. Nu poți întotdeauna să faci exact pe invers. Sincer, dacă aș fi avut putere, aș fi ajutat într-un fel țara, dacă aș fi fost președinte, da? Primul că, așa, sincer, ceea ce contează de fapt în viața asta și vă spun sincer este credința, pentru că credința, că în momentul când credeți în Dumnezeu, bă, ce dracu, dar motocicleta, dracu să fie, te-ai pucat, ți-a dat maică ta cu un băineș, s-a handicapat, deci, bă, aici, e motoret, s-a spus, să văd câte minute. Mamă, 14 minute, hai să mă grăbesc. Așa. Stați că am și uitat unde am rămas, dar ce idee a rămas. Bun, deci asta cu banul. Mamă, ce am să zic că am uitat, ce am să zic asta cu banul.
ce o să vă zic, mă? Mă rog, am uitat, stați puțin, că m-am și uitat, m-a luat taximetru. Motoreta aia lui, că bagă mele, n-am văzut, mele, zici că se bășește când merge. Aoleu, doamne, ce handicapați. Am uitat, bă, nene, mă, uite, ți fac motocicli din dinamică. Stați puțin, că ceva cu legat de bandă, am uitat. A, mi se pare că am ajuns ecran la partea, da, dacă, a, ba da, ba da, gata, gata. Dacă ai credință, Dumnezeu, sincer, dacă ai credință, Dumnezeu, sau dacă crezi în Dumnezeu, nu trebuie să-ți fie frică de nimic. Mie, hai să spun unul, sincer, dacă îmi spune unul că, bă, nene, dacă bagă un cuțit în tine, altor oameni e frică de băgat cuțite, de spânzurat, de tăiat mâini, de tăiat vene, de tăiat nu știu ce. Sincer, orice lucru în viață are cu tot, cum ai să le zic, nu găsesc expresia corectă, un bine. Adică, asta e destinul tău să ți se întâmple, cu excepția morții. Deci totul are cât un... Așa se poate face un echilibru cum ar veni. Bine, expresia asta m-a auzit de la un părtent de la tata. Deci expresia asta care am auzit-o chiar aș, dacă mi-aș fi amintit, ar fi fost foarte bine. Dar să-mi spun ce cum a zis. Mă rog, nu mai știu cum a zis. În fine, mă rog. Cam asta am vrut să vă spun, cam asta am vrut să fie tot vlogul, a fost un vlog de Welcome to Espada! Așa am văzut că la ultimul, stand-up de rival am avut niște views-uri, 6000 views-uri, toate respectele mele. Și da, subscribe, like, comment și subscribe. Mă rog, am mai zis asta cu subscribe. Vă rog să dați like. Încă o dată vă spun like, comment, share și subscribe. La revedere!